Ce te-a făcut să devii voluntar, să accepți să fii voluntar într-o lume în care cam toată lumea fuge de voluntariat? Doresc să menționez numai două lucruri înainte de a răspunde. Nu pot și nici nu doresc să concurez cu debitul mamei. Mai, mă impresionează întotdeauna. Și bine, am văzut cum mă uitam. Cred că și telespectatorii sunt lipiți de ecran. Cred că au înregistrat și dau cu încetinitorul să prindă tot. Și al doilea lucru este, eu sincer cred că și-a crescut bine copii. Dar să trecem mai departe <gântu -i> la întrebarea mea. Uh, mie mi se pare chiar invers. Mi se pare că tot mai mulți doresc să devină voluntari. Și asta pot să o, să o exemplific prin, uh, prin înscrierea de a fi voluntar la grupul Red al asociației. Da, da, exact. Din, exact, din an în an tot mai mulți se înscriu și tot mai mulți rămân și devin. Explicație, crezi că nu știu tinerii încerc să conștientizeze importanța voluntariatului. Pentru că, știi, era vorba aceasta mai de mult. vrei să fac asta, da, dar mie ce-mi știi? Totdeauna era vorba asta. În momentul în care tinerii depășesc această vorbă, eu zic că e un câștig și tu demonstrezi acest aspect. E, exact. Bine, aici nu este vorba despre mine, dar așa mi se pare că... Cu colegii tăi. Exact, deci ca, ca generație mi se pare că mentalitatea se schimbă. Se schimbă foarte repede și acest lucru este foarte bine, pentru că mi se pare că tot mai mulți înțeleg faptul că oamenii de succes îi ajută pe cei din jur, nu se folosesc de ei. Foarte frumos spus, într-adevăr. Pe lângă evenimentul din 16 februarie, cel despre care a vorbit mama ta, mai sunt un eveniment în 19 februarie, cu începere de la ora 19, uite și un joc de cuvinte, la Teatrul Național Târgu Mureș. Despre ce este vorba? Da, este vorba despre un eveniment foarte frumos și drag mie, trupa de balet arabesc al soților Kemendi. Au oferit această posibilitate, oportunitate să repetăm uh, gala sau seara de balet din decembrie în scop caritabil pe 19 februarie. Este vorba despre baletul Spărgătorul de Nuci a lui Piotr Ilici Tchaikovsky și aici, practic, cine dorește să vină, îi așteptăm la Teatrul Național, va fi o seară nemaipomenită, poveste, uh, dans, balet, Toată lumea se va simți bine și vor avea ocazia de a vedea atât amatori cât și profesioniști pe scenă. Tu ești unul dintre dansatori, din câte mi-a șoptit cineva. Da, v-a șoptit bine. Eu însă fac parte din grup, eu nu doresc să ies așa în evidență, dar. Le mulțumim soților Kennedy pentru această oportunitate. Este un eveniment și îmi pare foarte bine că am ajuns cu discuția în acest, în acest moment. Eu privesc așa, un eveniment cultural, în primul rând, despre ce discuți. Mai departe, vorbea mama ta despre evenimentul din 16 februarie, un eveniment în care, mai ales felul cum l-a prezentat, mămicile, bunicile, părinții, toată lumea se adună, iarăși, în ideea. De a fi împreună, de a ajuta, de a învăța. Deci avem cultură, avem educație, avem toate aspectele acestea care, din punctul meu de vedere, ar trebui să facă parte dintr-o educație. Voi faceți acest lucru, voi educați oameni, din punctul meu de vedere. Ești de acord? Nu m-am gândit așa, însă, însă mi se pare mi se pare o afirmație corectă. Chiar, nici, nici nu ne dăm seama și, practic, educăm sau ne educăm împreună cu societatea. Cred că este mai bine așa cum ai spus tu. că. Adică ne educăm, da. Tu cum aștepți acest moment de la Teatrul Național? Ai emoții? Pentru că e și un eveniment caritabil, spuneai. Da, și despre partea asta voi vorbi imediat. Aștept evenimentul. Normal, am emoții pentru că trebuie să producem ceva frumos, ca toată lumea să fie mulțumită. Însă, bazându-mă pe experiența din trecut, întotdeauna este acel sentiment de catarzis, când toată lumea se simte mai pur, purificat la sfârșitul spectacolului și poate acest lucru va ajuta în, în deschiderea spre a dona. Am ajuns și la acest punct. În ce constă această donație și ce presupune, practic, evenimentul caritabil Evenimentul are intrare liberă, deci este cu intrare liberă, și toată lumea la fața locului poate să doneze cât consideră că dorește, sau poate toată lumea după buzunarul și posibilitatea, și posibilitatea lui desigur vom da ceva în schimb pentru donații dar nu putem să vă spunem încă ce Pe lângă show -ul. pentru curioși încercați să donați iar banii evident vor ajunge la persoanele care au nevoie exact da Trecem la mama ta și vreau să o întreb că tot am ajuns la acest aspect. Este o perioadă în care uh, se discută despre cei 2%. Eu zic că este foarte important să aducem și acest uh, aspect în vedere pentru că uh, acei 2% pentru asociații de uh, tipul pe care îl reprezentați dumneavoastră sunt foarte importanți. Și în momentul în care uh, Măsura acelui procent este dovedită de acțiunile pe care asociația le, le întreprinde. Consider că acel procent e nimerit să meargă acolo unde trebuie. Da, suntem în această campanie de promovare a. Uh posibilității de a redirecționa 2% din impozitul pe venit. Deci, practic, omul nu trebuie să scoată niciun leu din buzunar, doar să completeze o declarație prin care redirecționează din impozitul pe care deja anul trecut, în 2015, l-a plătit către stat, se redirecționează 2%. Vreau să mulțumesc pe această cale și îmi pare bine că am această posibilitate tuturor cetățenilor care în 2015 au, don au direcționat 2% către Asociația noastră au fost în jur de uh, 1000 de uh, declarații depuse uh, și uh, ca bani au fost uh, 74.000 de lei. Deci eu zic o sumă frumoasă. Uh, bani cu care noi putem să ne desfășurăm diverse uh, proiecte. Avem proiect uh, Silver Box se numește, de îndeplinire de dorințe. Uh, avem un proiect Backing Game pe care o să începem să-l implementăm imediat după săptămâna viitoare după ce terminăm cu aceste două evenimente mari. În cadrul acestui proiect vrem să ducem câțiva copii în Polonia la ONCO Olimpiadă în luna august. Încercăm de fiecare dată când sunt diverse sărbători, începerea anului școlar, Paște, Crăciun, ziua copilului și așa mai departe, să ducem cadouri și lucruri mai mult ne concentrăm să fie lucruri folositoare, utile pentru copii, suplimente alimentare, pachete de alimente, ghiozdane la început de an școlar am primit de la FABC. Deci încercăm să intervenim acolo unde este nevoie, ținem legătura permanent cu uh, Spitalul uh, și uh, cu Pediatria 1 din, de la Spitalul Județean, uh, și acolo încercăm să intervenim când ei au nevoie de câte ceva și nu au de unde să-și procure. Și avem anul trecut, în ultimii doi ani, de fapt, am avut și cazuri specifice pe care am reușit să le ajutăm cu tratamente sau operații sau chiar transplant în Ungaria. Și mă bucur foarte mult că, uite, s-a creat această platformă. Unde, bineînțeles, și familia intervine, deci noi oferim această formă legală, juridică, prin care familia poate să își găsească sponsor și să colaborăm, să facem în așa fel încât să se adune banii de care este nevoie pentru câte un caz care trebuie să meargă în străinătate. Avem planuri pe care ni le facem. Anul viitor împlinim 10 ani și vrem să fie al 10-lea an puternic și foarte frumos în același timp, cu realizări, cu împliniri. Și invit pe toată lumea să ne viziteze pe internet. Avem o pagină web nouă proaspătă, oferită tot sponsorizare de o companie uh, din domeniu, uh, pe www.ipcc.ro uh, și la fel uh, ne găsiți și pe Facebook, uh, scrieți acolo în uh, căutare asociația IPCC sau împreună pentru copiii cu cancer și ne găsiți. Sunt sigur că telespectatorii și cei interesați vor participa la acel eveniment din 16 februarie, ora 17.30. Robert, încă un cuvânt acum în final. Ai spus că ai câteva emoții pentru evenimentul din 19 februarie. Ne-ai spus ce înseamnă să fii voluntar, că numărul voluntarilor crește. Un mesaj pentru telespectatori, pentru tinerii de -o seamă cu tine, care se implică și ar trebui să se implice în lucruri pe care tu le faci un mesaj ar putea fi să prindă orice ocazie, orice oportunitate, pentru că merită. Cu orice faci pentru altcineva, eu cred că practic te construiești pe tine, pentru că capeți experiență și până la urmă asta contează foarte mult.